Dacă te-ai întrebat vreodată cum ar putea arăta un Aston Martin de oraș, s-ar putea ca Fiesta facelift să fie răspunsul corect. După ce Ford a vândut Aston Martin, Jaguar, Land Rover și Volvo, s-a concentrat pe modelele ce poartă marca proprie și a lansat hit după hit. Fiesta facelift este o reconfirmare a valorilor pentru care acest model este cunoscut, iar acum beneficiază și de cel mai apreciat motor din lume al momentului, un litru EcoBoost. Restilizarea i-a adus micului Ford Fiesta noi faruri și o nouă grilă, stopuri cu design nou, noi culori pentru caroserie și instrumente de bord cu ace luminate turcoaz, plus cifre albe, față de ace roșii, cum avea înainte. Versiunile mai bine echipate au chiar lumini de zi cu LED și grilă cromată, elemente ce te trimit imediat cu gândul la Aston Martin. Fiesta arăta bine și înainte de facelift, iar acum propune altceva, odată cu restilizarea, fără să fie neapărat considerată o mașină mai frumoasă sau mai urâtă decât înainte. Habitaclul versiunilor de top a primit iluminare ambientală cu LED-uri roșii în buzunarele ușilor din față, în suporturile de pahare de pe tunelul median și în zona torpedoului. Pe partea de tehnologie sunt două elemente care se remarcă în mod deosebit. Unul este Ford Sync, asistentul digital personal creat de Ford care îți permite să dai comenzi vocale avansate mașinii. Call mama. Multiple numbers exist. Say 1, 2, 3 or 4 for the number you wish to dial. 2. Al doilea este motorul de 1 litru EcoBoost, care pe mașina din test vine în versiunea de putere de 100 de cai. Acest motor a câștigat în 2012 și 2013 premiul Engine of the Year, fiind așadar cel mai apreciat motor din lume al momentului. Cei de la Ford sunt chiar curtați de Daimler pentru a le furniza motoare ca acesta, nu e puțin lucru. Și da, acest motor se fabrică inclusiv în România, dar și în Germania. În rest, Fiesta e așa cum o știți. Scaunele sunt confortabile și ergonomice, poziția de condus puțin înaltă, iar ergonomia comenzilor e foarte ridicată. Totul este la îndemână și o adevărată plăcere să te afli la volan. Da, există și minusuri. Cotiera este prea scurtă și e aproape imposibil să ții cotul pe ea. Pe lângă asta, capacul nu se fixează bine și are un mic joc enervant. Un alt minus ar fi că oglinzile laterale sunt poziționate prea jos, iar suspensia față îți creează senzația că e fragilă când mergi pe drumuri proaste sau traversezi linii de tramvai, pentru că se aude cloncănind discret la picioarele tale. Dar în 90% dintre situații te vei îndrăgosti de suspensiile lui Ford Fiesta. Funcționează silențios și simți cum mașina se agață de asfalt precum o veveriță de copac. Rar am întâlnit o mașină atât de mică cu suspensii atât de echilibrate și previzibile. Și direcția este foarte bună, reacțiile sale sunt prompte și nivelul de asistare e mediu, astfel încât volanul să se simtă nici prea greu, nici prea ușor. În combinație cu performantul motor turbo de 1 litru, Fiesta atinge 100 în 11,2 secunde. În primele două trepte de viteză, până pe la 70 de km pe oră, demarajul este de-a dreptul fulminant. Asta și pentru că mașina cântărește doar 1150 de kg. Consumul urban stă între 6,5% fără aer condiționat și 7,5% cu aerul condiționat pornit. În extraurban, mers regulamentar, mașina consumă sub 6%, afișând valori ale consumului instant de sub 4% la 70 de km pe oră în treapta a 5-a. La un preț de 15.500 euro cu tot cu TVA pentru versiunea de top testată, Ford Fiesta oferă foarte multe satisfacții, grație suspensiilor, direcției și motorului. Dacă ești tânăr, șofer entuziast și n-ai bani de mini, atunci Fiesta 1.0 EcoBoost este mașina perfectă pentru tine.